Dacă putem să începem, o să semnăm cu domnul ministru Ștefan protocolul de predare-preluare, după care domnul ministru Ștefan va face o declarație și apoi și eu și putem să luăm una, două, trei întrebări și de la dumneavoastră. Dacă putem să începem, spuneți-ne ca să... E ok? Da? Bun. Bună ziua, sunt Româna. Da, astăzi, cu acest moment în care am semnat procesul verbal de predare-primire, activitatea mea politică în cadrul Ministerului încetează. Aș vrea să spun câteva lucruri și, în primul rând, aș vrea să mulțumesc întregului colectiv al Ministerului Lucrărilor Publice pentru tot ceea ce a făcut pentru România în ultimul an. Și acum aș vrea să vă spun că colectivul Ministerul Lucrărilor Publice a reușit în acest an să transforme Ministerul și am reușit să digitalizăm acest minister. Este primul minister din România în care toți angajații, absolut toți angajații Ministerului Lucrărilor Publice au semnătură electronică calificată. Dar nu acum, ci din primăvara acestui an. Tot în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice am implementat și am transparentizat registrul de intrare-ieșire. Este primul minister în care s-a realizat acest lucru. Toate documentele transmise de dumneavoastră, cetățenii români, au fost introduse în acest registru și puteți avea acces online la acest registru. Așa cum am promis la preluarea mandatului că vom continua lucrările și toate proiectele vor fi finanțate, așa s-a întâmplat. Nu am închis niciun șantier, am finanțat toate proiectele și am plătit doar lucrările executate și verificate de echipele mixte din cadrul ISC și Corpul de Control al Ministerului. Lasă în urmă domnului ministru un portofoliu bogat în proiecte. Un portofoliu care pentru mediul privat constă în proiecte în valoare de peste 4 miliarde de euro ce așteaptă a fi finanțate, proiecte depuse pe apelul de proiect 2 și sunt convins că în următoarea perioadă își vor găsi soluții pentru a fi finanțate. Tot în această direcție las domnului ministru pentru a fi implementate peste 8.000 de proiecte derulate de Compania Națională de Investiții. Cred că am reușit în acest fel să venim în întâmpinarea cerințelor și dorințelor cetățenilor din România prin realizarea acestor proiecte ce vor contribui la creșterea calității vieții fiecăruia dintre noi. Domnule ministru, Ministerul Lucrărilor Publice
este un minister curat din punct de vedere al corupției. Am spus la preluarea mandatului că o să pun capacul la borcanul cu miere. Să știți că lucrul ăsta chiar s-a întâmplat. Ministerul Lucrărilor Publice nu mai este ceea ce a fost ani din urmă, o pușculiță pentru clasa politică. Într-adevăr, Ministerul Lucrărilor Publice, borcanul, are capacul înfiletat. Rămâne doar la atitudinea dumneavoastră și a noastră, a românilor, să ne ținem de cuvânt și să rămână capacul înfiletat la borcanul cu miere. Vă doresc succes în ceea ce doriți să realizați în continuare, alături de echipa Ministerului Lucrărilor Publice, care este o echipă performantă. Vă mulțumesc mult și mult succes! Mulțumesc, Sărăuna, bună ziua, bine ați venit! Mulțumesc, domnului ministru Ștefan, pentru acest moment obligatoriu, din punct de vedere legal. V-aș prezenta câteva chestiuni pe care le-am spus și la audierea mea în comisiile de specialitate, evident cu promisiunea ca în cursul lunii ianuarie să dezvoltăm puțin prioritățile mandatului meu de ministru. Acest Minister al Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației are, din punctul nostru de vedere, două mari laturi. O latură foarte vizibilă, legată de proiectele de investiții pe care le derulează ministerul respectiv, companiile și autoritățile din subordinea ministerului. Și este o parte mai puțin vizibilă, care este la fel de importantă și a cărei vizibilitate vrem să o creștem, legat de reglementare, legat de implementare și de creare, dacă vreți, de norme juridice, atât legat de funcționarea administrației, cât și legat de dezvoltarea teritoriului, lucruri care trebuie să mișcate în perioada următoare. V-aș da două direcții în acest sens, pe partea de reglementare. Vom reanaliza și relua împreună cu Ministerele de Linie proiectul descentralizării. Sigur, aici ministerul pe care îl conduc este un minister care integrează și coordonează acest proces al descentralizării. Eu sunt un adept al descentralizării. Nu cred că descentralizarea este un miracol de la sine, dar vă spun din experiența mea de fost ministru al Sănătății, unde am făcut descentralizarea spitalelor, că în mare măsură, chiar foarte mare măsură, descentralizarea a adus dezvoltare pentru comunitățile locale și acest lucru este cel mai important. Să încercăm să mișcăm lucrurile în așa fel încât în administrație, la nivel local, evident și central, lucrurile să meargă mai eficient. O a doua chestiune importantă este cea referitoare la dezvoltarea teritoriului și la acest principiu pe care trebuie să-l avem în vedere și pe care trebuie să-l dezvoltăm, evident, de la principiu la măsuri concrete, și anume necesitatea reducerii decalajelor economice între regiuni, între județe și în interiorul acestora, între mediul urban și mediul rural, fără a absolutiza aceste chestiuni, pentru că, evident, mere cu pere nu putem compara. Dar sunt zone, regiuni ale țării și județe, și chiar și în interiorul acestora, care necesită a fi țintite cu anumite tipuri de proiecte sau cu anumite tipuri de facilități pentru a încerca să reducem acest decalaj, care este de fapt principalul obiectiv al dezvoltării regionale, așa cum este definit în actele europene. Pe partea de investiții, sigur vom continua proiectele pe care le are Ministerul în derulare. Spun foarte sincer și direct, așa cum am spus și la audierea mea de candidat de ministru,
cred că PNDL, Programul Național de Dezvoltare Locală, faza 1 și faza 2, este un program bun. Dacă punctual apar probleme, sigur, acolo se poate interveni, dar în principiu aceste două etape ale PNDL au adus la fel dezvoltare și aduc dezvoltarea comunităților locale în întreaga țară și vor fi susținute și de actuala echipă de la Ministerul Dezvoltării. Un proiect pe care dorim să-l demarăm este legat de un proiect țintit de construire de creșe. Pentru că suntem, din păcate, noi, România, suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană, între țările membre ale Uniunii Europene, ca și procent de ocupare, ca număr de locuri în creșe disponibile în țară. De departe, din păcate, suntem pe ultimul loc. Ori dacă noi vrem, pe de o parte, o creștere a natalității, vrem ca tinerii să-și dorească copii, să-și asume copii, vrem ca să oferim tinerelor mame posibilitatea de a se reîntoarce la lucru, chiar și după jumătate de an, un an de zile, acolo unde această dorință există, atunci trebuie să creăm infrastructura necesară pentru a-și lăsa copilul în mâini sigure, dacă vreți, și anume acestea sunt creșele. Astăzi, din datele pe care eu le dețin, de la statistică, sunt 368 de creșe în România, mult prea puține. Dacă le împărțiți cu 41 de județe plus municipiul București, vă iese în mod clar sub 10 în fiecare județ ca și medie. Evident că este foarte, foarte puțin. Deci acest proiect va fi lansat, sigur vom vedea în ce formă, dar dorim să facem un asemenea proiect. Și ca o chestiune care va porni în următoarele zile, respectiv în această săptămână, ca o chestiune urgentă, este necesitatea prelungirii posibilității de derulare a obiectivului de investiții din PNDL 1, care are expirat la sfârșitul acestui an. Este vorba despre 1037 de obiective de investiții care trebuie continuate și finalizate în următorii 2 ani. Aceasta este propunerea Ministerului Dezvoltării. Sigur, aici va fi un proiect de act normativ care va trebui adoptat de către guvern. Proiectul este în circuitul de avizare, dar aceasta este de extremă urgență pentru a nu pierde aceste investiții și a nu exista posibilitatea ca autoritățile locale să trebuiască să restituie din banii pe care i-au decontat deja. Deci, cam în mare, acestea sunt urgențele, respectiv marile linii și direcții ale mandatului pe care l-am început săptămâna trecută și cu promisiunea că ne vom întâlni destul de des, ori fizic, ori online, sperăm că fizic cât mai mult, posibil cât mai rapid, pentru a comunica tot ceea ce dorim să facem ca și politici publice în Ministerul Dezvoltării. Dacă aveți întrebări, vă rog. Antena 3. Aș vrea să vă întreb cum v-ați propus să reduceți decalajele dintre regiuni, având în vedere că aproape jumătate din populație nu are acces la sistemul public de apă și canalizare. Aș vrea să știu concret câți kilometri de rețea de apă și canalizare vreți să faceți în mandatul ăsta. Nu vreau să evit acest răspuns, n-am să vă dau o cifră, pentru că, evident, după câteva zile nu pot să vă dau o cifră legat de acest lucru. Eu am vorbit despre un proiect care înseamnă mai mult decât proiecte țintite. Înseamnă ca să ne asumăm noi ca și țară că avem această chestiune, avem această problemă și vrem să o transpunem în legislație coerent, prin care, pe de o parte, aceste proiecte țintite despre care ați vorbit și dumneavoastră, apă, canalizare, drumuri și așa mai departe, școli, să fie rezolvate, dar pe de altă parte să acordăm și un anumit tip de facilități, pentru că noi trebuie să și ridicăm aceste zone, aceste localități cumva. Trebuie să atragem investiții în aceste zone, în aceste localități. Nu m-aș întoarce foarte mult în trecut, dar am pierdut în cei 30 de ani, practic n-am avut o strategie pe această chestiune.
Să știți că nu sunt, fac o paranteză, nu sunt adeptul comisiilor și comitetelor. Deci vom face o analiză pe această chestiune, pentru că date și analize în Ministerul Dezvoltării există pe dezvoltarea teritoriului, inclusiv pe segmente. Și pe baza acestor analize vom veni cu o propunere. Evident, atunci aș putea să vă dau și cifre concrete. Ultima dată când ați fost ministru, ați închis 67 de spitale orășenești. Aș vrea să vă întreb dacă în mandatul ăsta v-ați propus să deschidați ceva. Nu am închis 67 de spitale orășenești, nici nu au fost atâtea spitale orășenești. A fost un proces de reorganizare a lor, care a fost asumat de către România printr-un acord cu Banca Mondială, care a fost asumat nu de subsemnatul, ci de altcineva. Puteți să verificați acest lucru și de la alt partid, nici măcar nu de la partidul din care fac parte. Eu îmi propun dezvoltare, că de aceea sunt la Ministerul Dezvoltării, ca să dezvoltăm. Și asta vom face în continuare și legat de investiții și legat de cadrul legal. Vă rog. Puteți spune, mai ales de la puteți spune în ce constă aducerea acestui proces de decentralizare? Puteți explica ce competențe, ce instituții le-ați dori transmise către administrația publică locală, ca să înțelegem de ce. Deci aici în 2017 a existat o hotărâre de guvern, o strategie generală de descentralizare pe 8 domenii. Pe tinere și sport, educație, sănătate, agricultură, turism, cultură, mediu, ape și păduri. Acest proces la un moment dat s-a oprit. Sunt câteva domenii, vreo două, din ceea ce am evaluat până acum. Pe domeniul turismului, unde în proiectul legii turismului care este în Parlament, există câteva reglementări și va trebui să urgentăm, evident, cu Ministerul de Resort această dezbatere și adoptare. Și pe partea de tineret și sport, unde sunt mai avansați decât pe alte domenii de ministere. Deci va trebui să reluăm această procedură. Sigur, procedura este prevăzută în codul administrativ și această procedură prevede analiză de impact, prevede un memorandum în ședință de guvern privind activitățile descentralizate și prevede un proiect de lege sectorială de descentralizare. Singurul domeniu în care avem acest proiect de lege sectorială de descentralizare este domeniul turismului. În toate celelalte suntem mai puțin avansați și va trebui ca minister coordonator să reluăm acest proces. Evident, după ce facem această analiză cu Ministerul de Resort, pot să vă dau chestiuni concrete, ce instituții pot fi descentralizate. Și o întrebare pentru domnul președinte. Ați spus că anul acesta, borcanul cu miere, a fost ținut sub capac. Aveți o statistică, o evaluare clară, câte primării PNL, câte primării PSD sau de alte culorături politice au primit anul acesta fonduri din partea Ministerului Dezvoltării pe diverse programe, ca să înțelegem cât de bine s-a închis acest borcan. Da. O statistică cu privire la cât a primit fiecare primărie nu avem. Dar ceea ce vă pot asigura, că toate alocările de fonduri nu s-au făcut în funcție de culoarea politică. Toate proiectele derulate din PNDL 1, PNDL 2 au fost derulate, duse la bun sfârșit, nu s-a închis niciun șantier, nu au fost tratate, nu au fost tratate proiectele din punct de vedere politic. Deci consider că Ministerul Lucrărilor Publice în această perioadă și-a desfășurat activitatea în modul cel mai corect față de administrația publică locală. Nu au fost nedreptățiți cetățenii români ca urmare a faptului că primarii sau conducătorii unităților administrative teritoriale au avut o culoare politică sau alta. Vă rog. Bună ziua, Alexandru Lampuzov, Radio România Actualități. Domnule ministru, dacă puteți dezvolta puțin cum se va face, cine și cum face analiza la prioritizarea, la proiectele, care proiecte vor fi prioritizate pentru reducerea decalajelor între județe, cum a spus? Se face o comisie, se face o analiză, când vom avea un studiu de impact sau o decizie în acest sens? Evident că această decizie va fi comunicată, că nu este o decizie care ține de o altă latură.
dar n-aș putea să vă dau astăzi un răspuns. Există, găsiți inclusiv pe site-ul Ministerului, un raport foarte, foarte detaliat legat de dezvoltarea teritoriului, care pe diverse segmente legat de utilități publice, legat de, dacă vreți, gradul de sărăcie, de ocuparea forței de muncă, pe toate domeniile, conține date care pot fi de ajutor, pe baza căreia există posibilitatea, evident, de a face o hartă în care să vedem, ca să fie cel mai ușor de vizionat, o hartă pe care să vedem unde avem aceste probleme și unde trebuie să avem atenție mai țintită. Vă rog să îngăduiți atâta libertate de mișcare încât această chestiune nu se poate face de pe o zi pe alta, în mod evident, și aici va trebui câteva luni să lucrăm, dar datele relevante există atât în minister cât și de la INS pot fi scoase datele statistice pe baza căreia această situație pe care trebuie să o vedem. Nu aș lungi-o foarte mult, pentru că comisiile, comitetele și strategiile omoară ideea bună. Deci dacă aceste date le avem, atunci le vom analiza, după care vom veni eu cu soluții. Și mai am o întrebare, dacă se poate, dacă nu mă înșel, domnul ministru Ștefan spunea că la finalul anului se încheie un miliard de euro grad de contractare pe fonduri europene. Peste un an, domnule ministru, unde credeți că suntem și cam ce procent vom avea pe decontări? 30 secunde vreau să... Este pentru prima dată în istoria acestui minister când gradul de contractare depășește, de absorție depășește un miliard de euro. Deci eu îi doresc domnului ministru ca la sfârșitul anului următor să fie acest miliard să-l mulțească cu 2, cu 3. Bun. Alte întrebare dacă doriți, vă rog. Digi24, mă uit puțin în programul de guvernare pe care a explicat de comun acord cu cei care sunteți în coaliție. Vedem aici că vor fi reabilitate 20 de spitale județene, 110 spitale municipale și orășenești vor fi reabilitate și 10 spitale vor fi construite. V-am să vă întreb, în cât timp vom avea primul spital construit? Deci, acest program este un program de guvernare de 4 ani de zile. Și tot în acest program veți regăsi textul cu privire la fondurile sau de unde vine sursa de finanțare pe toate aceste investiții. Sursele de finanțare vin din trei părți. De la bugetul de stat, din fonduri europene, din programele operaționale și din Planul Național de Reziliență și Redresare, care știți bine că este un plan în curs de întocmire, definitivare, și care la fel are sume importante pentru investiții. Deci răspunsul este că acest program de guvernare este până în 2024. Acolo unde nu este pentru 2024, acolo veți găsi o altă cifră. Sunt proiecte care sunt prevăzute pentru 2026, de exemplu. Domnule ministru, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Vă rog. Administrativ pentru ca drepturile minorităților să fie mai bine reflectate? UDMR a avut mai multe solicitări în acest sens. Deci vom face o analiză legată de aplicarea codului administrativ în mod categoric. În ansamblu vom face o analiză pentru că a trecut un an și jumătate, am avut mai multe runde de alegeri, ați văzut problemele care au apărut inclusiv legat de validarea unor mandate și sunt câteva chestiuni punctuale pe care și eu le cunosc ca și parlamentar, unde credem noi că va trebui intervenit. Vom face această analiză, care va fi o analiză amplă pe multe aspecte. Spuneți-mi, vă rog, unde credeți că ar trebui să interveniți și ce se va întâmpla cu folosirea limbii materne a minorităților, care ar fi practic reglementările pe care le-ați susține? O să facem această analiză. Știți bine propunerile pe care noi le-am avut. Este o problemă legată de forma în care a ieșit din ordonanța de urgență, prin ordonanța de urgență, codul administrativ. Un drept care era conferit minorităților naționale aflat în vigoare din 2006, în forma care a ieșit din guvern anul trecut,
prin ordonanța 57 a fost, ca să spun așa, desființat, ca să folosesc acest cuvânt. Este vorba despre drepturi câștigate. Deci acest principiu a dreptului câștigat existent în dreptul european, existent și în legislația din România, prin care dacă ai atins la un moment dat o anumită pondere a minorității respective într-o anumită unitate administrativ-teritorială, această pondere ca și drept rămâne drept câștigat și după ce eventual acea pondere nu mai există. Cunoașteți discuțiile, dezbaterile pe acest subiect legat și de poziția UDMR și legat de poziția fostului guvern de atunci, guvernul doamnei Dăncilă. Revenim și puțin la problema fondurilor de care nu alocă acest minister. Îmi puteți spune dacă intenționați să schimbați criteriile de alocare a acestor fonduri? Nu de puține ori presa a relatat cazuri în care s-au făcut lucrări de canalizare sau lucrări de instalare a apei potabile în anumite localități și nu a fost deloc cum trebuie acest sistem. Avem stadioane sau locuri de recreere la marginea unor sate sau comune. Iar toate aceste lucruri au arătat modul defectuos în care s-au cheltuit acești bani. De aceea vă întreb dacă aveți cumva intenționat în acest an să faceți o analiză și să schimbați criteriile și cum le-ați vedea dumneavoastră. Vă rog să mă lăsați să fiu reținut și să fac această analiză, după care evident o să vă răspund. Totuși nu sunteți de azi de mâine în politică, deci ați văzut și nouă aceste realități. Nu este o chestie care s-a întâmplat doar de anul trecut. E o chestie care durează de aproape 30 de ani, cum a spus dumneavoastră. Deci cred că aveți și o opinie personală referitor la aceasta. Acolo unde vor fi probleme de proiectare sau orice alte tipuri de probleme de implementare a proiectului, evident că statul trebuie să intervină și Ministerul Dezvoltării la fel. Există inspecție de stat în construcție, există autorități abilitate ale statului care verifică dacă o lucrare efectuată din fonduri publice se desfășoară așa cum acel proiect trebuie să se desfășoare. Dar lăsați-mă să facem o analiză legată de această chestiune. Eu mai am o întrebare pe partea de infrastructură de transport. Iată, la peste 30 de ani de la Revoluție, niciuna din cele trei provincii nu este legată de o autostradă. Printr-o autostradă nu avem nicio trecere a Carpaților pe un drum de mare viteză. Anul acesta cât de cât a prins contur drumul expres, autostrada A7 Ploieștii, Pașcanii, Suceava, Siret. Dumneavoastră, pe partea de prioritate, ce proiecte de infrastructură de transport veți avea în vedere împreună cu cei de la Ministerul Transporturilor? Pentru că multe dintre proiectele de infrastructură de transport sunt și aici la dumneavoastră în avizare la Consiliul Interministerial pentru astfel de proiecte. Eu sunt sigur că domnul ministru Drulă va continua ceea ce s-a făcut bine în ultimul an legat de autostrăzi. Dacă vreți o opinie, nu știu, de fapt ministrul nu prea poate să aibă opinie personală, dar eu mi-aș dori foarte mult ca această autostradă a Transilvaniei să se termine. Pentru că suntem în mare întârziere, suntem necredibili. Dacă vorbim de implementarea acestui proiect, care trebuia finalizat în 2012, cunoaștem problemele acestui proiect, acestei autostrăzi, dar avem... Rezilierea contractului a fost o greșeală de strategie, faptul că nu am dus mai departe contractul cu americanii de la Bechtel. Nu am dat informațiile relevante legate de această chestiune, doar o singură chestiune am specificat. Contractul cu Bechtel, din câte știu eu la momentul respectiv, se referea doar la un singur tronson din județul Bihor. Deci ceea ce este județul meu, de aceea cunosc. Ceea ce s-a reziliat atunci nu a fost un contract de la Borș până la Brașov, ci s-a reziliat doar un anumit segment, pentru că doar acela mai era în finanțare, dacă vreți, cu Bechtel. Dar n-aș vrea să mă reîntorc, pentru că nu am fost eu ministrul transporturilor și nici ministrul infrastructurii sau era acel minister.
Dar important este ca acest proiect să continue și să fie finalizat cât mai rapid posibil. Există acest tronson de la Târgu Mureș până la Brașov, care nu este în stadiu de licitație, din ceea ce știu eu. Toate celelalte sunt ori un singur tronson foarte mic, încă în proiectare. Restul sunt licitate și contractate, deci acolo lucrurile au pornit. Putem avea o perspectivă, dar va trebui să finalizăm această autostradă și până la Brașov. Evident și toate celelalte, închei, evident și toate celelalte, pentru că această legătură despre care ați vorbit trebuie să existe între cele trei regiuni istorice ale României. Sunt categoric de acord cu dumneavoastră. Asta vreau să subliniez și eu, că s-a modificat traseul. Dacă autostrada în 2004 începea la Brașov și mergea până la Borș, astăzi autostrada Transilvania începe de la Târgu Mureș, iar de la Brașov până la Sibiu e drum expres sau autostradă cu diferite forme. Deci, practic, a fost curtată destul de mult autostrada Transilvania. Aici pot să vă dau doar punctul de vedere al formațiunii din care fac parte, evident care corespunde cu punctul de vedere al subsemnatului. Această autostradă trebuie construită până la Brașov. Aș completa și eu acest subiect. Într-adevăr, coaliția de centru-dreapta PNL, USR Plus, UDMR va continua proiectele de infrastructură și aici ați vorbit de autostrada A7. Autostrada A7 care leagă Moldova de capitală, să fiți convinși că vom continua acest proiect și vom face toate demersurile necesare în continuare ca această autostradă să fie finalizată cel puțin până la Focșani în anul 2024. Așa cum ne-am angajat prin programul de guvernare, așa cum ne-am angajat în toate luările de poziție publice în care la finalul anului 2024 această autostradă va fi gata, chiar va fi gata. Deci primele două tronsoane. Primele două tronsoane. Tronsonul de la Ploiești la Buzău este finalizat și proiectul tehnic, iar pentru tronsonul de la Focșani la Buzău, cum îmi place mie să spun, este finalizat studiul de fezabilitate, urmând ca până la sfârșitul lunii martie-aprilie să avem și proiectul tehnic realizat, urmând să fie scos la licitație execuția acestor tronsoane de autostradă. Bun, vă mulțumim cu promisiunea că o să ne întâlnim mai des, chiar și în ianuarie, unde vom prezenta un proiect mai amplu. Vă mulțumim și vă dorim o zi frumoasă tuturor. Mulțumim. Domnule ministru, vă felicit și vă mânez un borcan cu miere și sper să-l păstrați și dumneavoastră, să-l oferiți următorului ministru ce va veni la Ministerul Lucrărilor Publice, încât mierea de la acest minister să rămână cetățenilor români. Okay. Felicitări! Mierea de salt câmp. M-au părțit cu noi? Are o semnificație specială. Acum dacă l-am primit un mesaj, mulțumim mult! O zi frumoasă tuturor! Bucurie, sănătate!